Premiile oferite aseară la gala superlativelor au fost înmânate de viceprimarul Cristian Bircea și administratorul public Cristian Cismaru. Primele instituții premiate au fost Consiliul Județean și Prefectura Olt. În seara aceasta ne premiem superlativele, ne premiem instituțiile publice cu care Primăria Municipiului Slatina intră în contact în fiecare zi, ne premiem acele organizații neguvernamentale care au contribuit la diverse acțiuni, în speță acțiuni umanitare, ne premiem societățile comerciale care sunt contributoare la bugetul local, fără de care noi nu putem să existăm, nu putem să ne dezvoltăm, vom premia, nu în ultimul rând, personalitatea anului în domeniul cultural, sportiv și economic. Pentru început, vor primi în alta distincție instituția prefectului județului Olt pentru coordonarea cu succes a activităților instituțiilor descentralizate și Consiliul Județean Olt pentru proiectele implementate în municipiul Slatina. Vă invităm pe scenă unde vă vor fi înmânate diplomele. Bună seara! Mulțumim municipalității pentru apreciere. Acest premiu e o recunoaștere a activității Consiliului Județean în ceea ce privește dezvoltarea Slatinei, dar în același timp este și o obligație de a continua cu noi proiecte în această direcție. Inspectoratul pentru situații de urgență, Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi și Școala de Poliție Slatina au primit distincții pentru buna colaborare din anul 2015. Bună seara tuturor! Inspectoratul pentru situații de urgență Olt mulțumește organizatorilor pentru invitație și pentru diploma acordată. Avem o colaborare extraordinară. Sunt convins că și în continuare vom avea aceeași colaborare și mulțumim foarte mult pentru apreciere. Aceleași aprecieri sunt și din partea noastră și a colegilor mei. Mulțumim mult! Nu au fost uitate Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitară Veterinară, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectoratul Școlar și Palatul Copiilor Adrian Băran. Bună seara, vă spun și eu, la mulți ani Slatina, la mulți ani slătineni! Vreau să vă mulțumesc în numele Inspectoratului Școlar pentru recunoaștere și să vă asigurăm de tot sprijinul și colaborarea noastră. Vă mulțumim în același timp că susțineți dezvoltarea bazei materiale a unităților de învățământ din Slatina, astfel încât școlile și grădinițele din municipiul nostru să ajungă să funcționeze la standarde europene. Bună seara, la mulți ani Slatina, la mulți ani slătineni! Vă mulțumesc și sunt onorată pentru acest premiu. Ridic cu onoare numele colegilor mei, fără de care toată activitatea noastră nu ar avea sens. Depun energie, suflet, dăruire, profesionalism pentru copiii care noi vedem ca pe niște mesaje ce le vom transmite vremurilor. Un moment special l-a reprezentat premierea americanilor de la baza militară de Veselu. Trei copii superbi și talentați i-au încântat pe cei prezenți cu dansul călușului și piese din folclorul oltenesc. Pele verde de cicoare coboară neică pe vale, că dat lilia cu-n floare busuio cu-n frunzișoare. Și ONG-urile din Slatina au fost premiate în cadrul galei superlativelor. Organizația trebuie mulțumește primăriei Slatina, personal domnului viceprimar Bircea. În același timp mulțumim Consiliul Local și această organizație pe care am fondat-o în urmă cu 21 de ani desfășoară activități de recuperare și integrare a persoanelor cu nevoi speciale, respectiv copii și adulți. Pe scenă au urcat apoi reprezentanții companiilor din Slatina care contribuie la dezvoltarea orașului. Mulțumim primăriei Slatina pentru recunoaștere și sperăm prin ceea ce facem să ducem prestigiul orașului mai departe. Sperăm ca orașul să meargă la fel de bine cum a mers și până acum.
Personalitățile anului din lumea culturală, sportivă, dar și din domeniul economic au fost profesorul Elena Sârghie, sportivul Daniel Budin și, nu în cele din urmă, directorul TMK Artrom, Adrian Popescu. Ce a însemnat acest premiu pentru dumneavoastră? Cred că premiul se cuvine colectivului de la societatea noastră, pentru că e un proiect care a fost dezvoltat de întreaga echipă și este, de fapt, un pas în etapele noastre de dezvoltare. Așa cum am spus, noi avem proiecte acum în derulare și ele sunt rezultatul muncii noastre a tuturor. Ce a însemnat acest premiu pentru dumneavoastră? Oh, a însemnat mult, o recunoaștere a unei munci depuse. Bine, muncă. Atunci când faci ceva cu pasiune, nu știu dacă e chiar muncă. O recunoaștere și o mulțumire deosebită și o încununare a unei munci. Gala s-a încheiat cu un spectacol oferit de artistul Mihai Mărgineanu și bandul său, care au încins atmosfera în sală prin cântecele și glumele lor. Uite așa, aș vrea să mor cu barul lângă mine, cu copsarul lângă mine. Uite așa, aș vrea să mor. Ei, într-o crâșmă de nobor, să-mi scriu când o vi momentul, cu vin roșu testamentul. Uite așa, aș vrea să mor. Zilele Slatinei continuă sâmbătă cu gala seniorilor și un spectacol susținut de Aurel Tămaș și taraful său, transmise în direct pe OLTV, începând cu ora 18. Duminică sunteți așteptați pe Splanadă la Hora Unirii, sarmale cu mămăliguță și muzică populară de cea mai bună calitate. Slatina Dragostea Mea se încheie duminică seară cu un spectacol extraordinar susținut de Lidia Buble și Andra.